Domnul George Scarlat, satul românesc este o entitate care are o capacitate extraordinară de a se autosusține. Este însă nevoie de implicare și din partea autorităților pentru a dezvolta mediul rural. În special despre agroturism aș vrea să vorbim în ediția de această dată, pentru că știu că dumneavoastră ați inițiat o lege, legea punctelor locale gastronomice. Despre ce este vorba? Este adevărat, sunt unul din inițiatori. Într-adevăr, suntem un grup mai mult. A fost o lege pentru că ea există astăzi, a trecut de prima cameră sesizată de Senatul României, a fost votată în aproape în unanimitate, a fost viu dezbătută în cadrul Comisiei de Agricultură, întrucât am vrut să aducem anumite completări la Ordinul Autorității Naționale Sanitar Veterinar numărul 111 din 2008 pentru înființarea acestor puncte gastronomice locale și am venit, spun eu, cu câteva clarificări în lege. Era nevoie și e nevoie de un act normativ cu putere de lege, întrucât în dezbateri și în discuțiile pe care le-am avut cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de a crea un mecanism de susținere pe viitor și din punct de vedere financiar acestor puncte gastronomice locale, e nevoie de o lege. Sper că acum, la început de sesiune, nouă sesiune parlamentară, și Comisia de Agricultură din Camera Deputaților să dezbată și ca și Camera Decizională să reușească să dea vot pe această lege importantă pentru satul românesc, așa cum bine spuneați dumneavoastră. De ce? Pentru că din punct de vedere a stabilității și a da viață satului, e nevoie ca cei care, dintre puținii care mai sunt astăzi în satul românesc, pentru că trebuie să o recunoaștem, cel puțin la mine în zona Moldovei, e o depopulare severă a satului românesc, pentru a ține contact și pentru a păstra tradițiile, pentru a exista totuși între viitor și trecut o punte, gospodăria țărănească, așa cum ne place nouă mai european să spunem, exploatația agricolă de subzistență, poate trăi și prin aceste puncte gastronomice locale, în a-și rotunji, în primul rând că ăsta este unul dintre obiective, veniturile, dar indirect în a păstra tradițiile românești, în a fi chiar un ambasador local pentru cei care doresc să viziteze satul românesc. Și noi ne referim aici doar la zona montană sau regiunile care sunt consacrate din punct de vedere turistic sau agroturistic în România. Ne referim deopotrivă la toate localitățile din mediul rural românesc. Până în momentul de față, câte puncte gastronomice locale are România? Din datele pe care le am, bineînțeles, pe site-ul Autorității Naționale Sanitare Veterinare, pentru că ei sunt cei care autorizează și inventariază aceste puncte, sunt aproximativ 346-348 de puncte gastronomice locale. Sunt încă județe care nu au niciun punct, dar sunt și județe, cum ar fi județul Buzău, județul Bistrița-Năsăud, Bistrița, în care au prins aceste puncte gastronomice și chiar sunt, cum să spun, deja obiective în traseul turistic de către cei care doresc să viziteze acele regiuni. Am venit cu câteva clarificări din punct de vedere a numărul de persoane, așa, pentru că ne-au fost solicitat și astăzi pot lua masa un număr de maxim, conform actului normativ care a fost aprobat la Senat, 15 persoane, ceea ce este important, pentru că mi-au spus inclusiv gospodile. Am avut în dezbateri în dorsura Buzăului persoană care are un punct gastronomic local, am discutat cu administrații publice locale care au susținut dezvoltarea acestor puncte gastronomice locale și ne-au spus că atunci când faci o cantitate de ciorbă, da, nu poți să o faci pentru 6 persoane sau cu 3 persoane. Și bineînțeles, în urma cursurilor de igienă și nu numai, pentru că există, și aici vreau să fac o paranteză legat și să le mulțumesc totodată deschiderii, inclusiv Ministerul Agriculturii, pentru că astăzi cred că avem peste 5.000 de persoane cursanți, da, datorită implicării direcției de
și a zonei montane din cadrul Ministerului Agriculturii. Ele sunt, așa cum spuneam, o șansă pentru exploatația agricolă mică. E într-adevăr un punct sensibil pe care nu l-am tratat suficient nici noi în lege, dând posibilitatea totuși Ministerului de Finanțe să vină în 45 de zile să clarifice din punct de vedere fiscal această activitate, că e la urma urmei o activitate comercială. Noi la Senat ne-am dorit ca pentru primii 2 ani de la înființare să fie scutiți de la plată și să plătească doar un impozit paușal, așa cum pe normă de venit, cum plătesc la administrațiile publice locale, întrucât aceste puncte gastronomice locale sunt autorizate pe baza carnetului de comercializare sau a carnetului de pescar vizat în anul respectiv sau cel de vânător. Deci am creat, din punctul ăsta de vedere, cât mai puțină birocrație. Da, sper ca colegii din Ministerul de Finanțe să nu fie atât de... Și acest deficit pe care îl cunoaștem cu toții și îl avem în dezbatere în media și nu numai întreaga opinie publică, să nu creadă că își va recupera acest deficit de la aceste puncte gastronomice care astăzi funcționează așa cum ca un pionier, să spun încă, și să vii acum să le impozitezi, că ce? Impozitezi zero. Pui un impozit pe zero. Noi încercăm să le încurajăm a se dezvolta și poate după 2 ani de zile de a funcționa, poate atunci Ministerul de Finanțe să și colecteze la bugetul de stat. Spuneați că ați venit în completarea reglementării ANSVSA și că ați mărit numărul de persoane care pot lua masa simultan la aceste puncte gastronomice locale, de la 12 la 15. Da. Da. O altă completare, cu ce ați venit? Au fost și solicitări de a fi mai multe persoane. Ori a trebuit să... Linia între... Noi ne dorim ca aceste puncte gastronomice locale să fie un... competitor sau un concurent a ceea ce înseamnă agroturismul în România. Pentru că și aici, după acești ani grei de pandemie, 2020-2021, unde nici partea de Horeca, sector, nu a dus-o foarte bine, bineînțeles nici cei din când vorbim aici Horeca, includ și partea de restaurante și partea de cazare, agroturism, nu poți să vii acolo unde la un anumit număr de persoane pe zi servite trebuie să respecte o legislație pornind de la toate instituțiile statului, de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, de la DSP, de la toate celelalte, când spun toate, absolut toate autorizările, și să vii cu o chestie foarte simplificată care poate să-ți facă concurență pe plan local. Uh-huh. Am refuzat și am votat împotrivă la anumite amendamente care se dorea a fi introdus cu privire la aceste puncte gastronomice locale, inclusiv în mediul urban. Ori nu putem să facem acest lucru, pentru că chiar am fi deschis cutia Pandore. Ori ai restaurant, ori îți faci punct gastronomic local. Unde? În fața balconului, în fața, blocul asociere? Nu putem să facem aceste lucruri. Ne dorim să păstrăm acele tradiții, să le facem cunoscute, să ținem din punct de vedere a resurse umane, să atragem oamenii la sat în continuare. Chiar pot veni, dar am vorbit prea, să spun, ar fi prea optimist faptul că e totuși o posibilitate pentru cei care doresc să se întoarcă acasă, pentru gospodinele noastre care sunt plecate peste hotare, să-și facă un punct gastronomic local. Sunt convins că cel puțin veniturile minime pentru un trai decent pot fi asigurate și din aceste puncte gastronomice locale. Oricine poate înființa un astfel de punct gastronomic local? Oricine care are o exploatație agricolă, care este înregistrat ca având o exploatație agricolă la administrația publică locală, la primărie, bineînțeles, la registrul agricol, clar cu activitatea de bază. Pentru că ceea ce este important să înțelegem, că aceste produse care sunt servite la masă de către gospodinile satului românesc sunt preparate din materii prime de bază obținute din exploatația proprie. Clar, nu poate avea, pentru o ciorbă, absolut toate zarzavaturile, sau poate îi trebuie un
anumite mirodenii pe care nu le are în curte, le poate procura de la ceilalți producători locali sau, din comic, când vorbim de anumite băuturi regionale, e o parte de promovare. Prin aceste puncte gastronomice se pot face și se poate face și promovarea produsului românesc. Încă avem o temă importantă în legislativ, în a clarifica ceea ce înseamnă produs românesc versus produs în România. Pentru că s-a făcut o totală confuzie și, din păcate, astăzi e o armă folosită de către cei mari, de către competitori, mă refer aici la sectorul comercial, unde produs în România este vândut ca și când ar fi un produs românesc, ceea ce este cu totul fals. E într-adevăr produs în România, în fabrici din România, procesat în România, dar cu siguranță poate materii prime de bază, cu siguranță din comerțul intracomunitar sau din alte țări terțe. Și nu poți vorbi de un produs românesc autentic. Da. În ce locații pot fi înființate aceste puncte gastronomice locale? În primul rând, în exploatație proprie, bineînțeles, în casa de la țară. Da? Cabane vânătorești. Cabane vânătorești, stâne, bineînțeles, turistice, acele locații cunoscute, pentru că aici un partener ne l-am dorit și sunt câteva cazuri, nu sunt chiar singulare, dar sunt puține, din partea administrației publice locale în a veni și a consacra anumite puncte. Trebuie să ai un minim totuși de condiții, da, când discutăm. Da? Pentru că nu vorbim să de alimentație publică. Totuși vorbim de alimentație publică. Chiar dacă, să dau un exemplu, nu poți să ai 3 frigidere, că vezi, ouăle trebuie să le ții separat față de produsele lactate sau produsele lactate să le ții separat față de carne. Oricum toți știm că acasă avem câte un frigider. Cei mai mulți dintre români au un singur frigider și la un sertar ține ouăle, mai sus sau ține și partea de procesare și carne. Că totuși în modul ăsta ne-am făcut și mari și bunicii noștri și părinții ne-au crescut în mediul rural. Nu poți să vii să impui astfel de restricții, cum de altfel aceste condiții sunt respectate de către agenții economici din Horeca, unde lucrurile sunt mult mai stricte, așa cum vă spuneam. Și vorbim tot de alimentație publică. Da. Domnul Scarlat, vorbim despre oameni simpli care ar putea să dezvolte aceste mici afaceri. Cât de complicat va fi procesul de obținere a acestui statut de producător dintr-un punct gastronomic local? Nu e complicat. De aceea ne-am și dorit să fim cât mai simpli. Dar pentru că și-au dorit și au fost interesați, am spus, doamne, trebuie să pornim de undeva. Un minim de cunoștințe trebuie să fie, acumulat de către cei care doresc să dezvolte un astfel de punct gastronomic, să dezvolte o astfel de activitate economică. Și atunci, Ministerul Agriculturii, ne-am dorit să îi luăm doar tehnic din partea doctorilor veterinari, cu tot respectul față de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, dar cred că Ministerul, prin politicile de dezvoltare, inclusiv a zonei montane, sunt mai aproape de cetățeni și de cei care doresc și, clar, drept dovadă, cererea de a face cursuri este în creștere, s-a depășit borna de 5.000 de cursanți astăzi. Nu există o perioadă anume când se fac, dacă se fac echipe, grupuri de minim 15, cred, maxim 25, sper să nu greșesc, dar din informațiile mele din minister, așa se făceau și au avut loc chiar și online, fizic, bineînțeles, și chiar cu vizită la un punct gastronomic local, pentru că cel mai bine înveți din practică, să vezi ce anume ai, ce poți să îmbunătățești și clar condițiile le au aproape toți cei care vor să întreprindă această activitate la ei în exploatație. Înțeleg că se face această pregătire prealabilă. Da. După momentul în care are lansarea oficială, ca să spun, a punctului gastronomic local, se mai oferă consultanță? Oamenii sunt în contact cu specialiști care să-i ajute să dezvolte chestia asta? Categoric. Pentru că nu e suficient doar să-ți obții autorizația de funcționare din partea Direcției Sanitar-Veterinare și de Siguranță Alimentelor din județul respectiv, e important să intri și să rămâi și în contact. Pentru că
pe de o parte, fiind pe o hartă, pentru că tu, odată ce ai fost autorizat ca și punct gastronomic local, vei fi pe o hartă în care vei putea fi ușor, eu știu, ca și informație, accesat de cineva care dorește să viziteze un anumit județ și poate vrea să facă o vizită la un punct gastronomic local. Și are 3, 4, 5 câte sunt puncte pe acel județ și le pot vizita. Clar, și aici și autoritățile statului trebuie să fie implicate și să dea suportul acestor, să spun așa, mici antreprenori, pentru că la urma urmei trebuie să fie mic antreprenor. Clar, vor fi costuri și vor fi venituri. Dacă nu produci și dacă produci la tine în gospodărie, tot ai costuri, da? Că ai să cumpere acei pui mici, dacă nu-i obții tu să-i crești la tine în gospodărie, că ai să ai un, eu știu, un purcel pe care ai să-l crești și ai să-l sacrifici pentru a obține produse tradiționale în gospodărie, tot ai costuri. Și aici, cu excepția Ministerului de Finanțe, sper încă o dată, pentru că e caldă, adică încercăm să armonizăm această, eu știu, nu, să, păi e mult spus, dispută, dar ținând cont de între contextul economic, acum Ministerul de Finanțe ar vrea să scoată bani din orice activitate. Și avem, har domnul, alte multe activități. Avem un grad de colectare mult mai ridicat, pentru că stăm încă foarte prost la gradul de colectare. Să încercăm să susținem și să periem într-adevăr acele activități economice care nu sunt suficient de impozitate, de urmărite și sunt, vorbim de valori și cifre mari, dar nu putem să ne uităm acum la un punct gastronomic local care poate face, eu știu, pe an venituri, că nu pot spun cifră de afaceri, de, eu știu, câteva mii de euro. Acolo hai să le impozităm pe acele. Că nu scoatem deficitul nostru bugetar din aceste activități. Domnul Scarlat, acum vreau să vorbim despre o altă chestiune la fel de importantă, promovarea. Dumneavoastră spuneți că gastronomia românească este o comoară. Avem produsul, avem omul care este dispus să-l pună pe masa consumatorului, dar nu știe să se promoveze. Vorbim de oameni simpli de la țară care au probabil resurse limitate în a face chestia asta. Cum îi ajutăm să se promoveze? Unul din mecanismele, aceea vă spuneam, de ce e important să avem o lege? Pentru că anumite puncte gastronomice au funcționat și în baza ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare. Având totuși o lege și discutând cu ministerul și sper actualul ministru să reușească să găsească cel puțin pentru anul bugetar 2024 să prindă sume minime, inclusiv pentru partea de promovare. Și promovare să se facă undeva la nivel centralizat. Deci, adică autoritatea statului să fie implicată. Nu poți să-i spui, domnule, uite, fac un program, îți plătesc, nu știu, 2000 de euro să-ți faci tu promovare. Nu poți, nu știu, pentru că exact ceea ce a spus. Eu știu să produc, știu să prepar și să servesc. Și pe lângă bucatele tradiționale, bune, calitative pe care le au gospodinile noastre, e important este și modul de a o face. De exemplu, noi suntem calți, noi suntem latini, noi știm să fim ospitalieri. Din totdeauna am pierdut. Știm în primul rând să pierdem. La noi român începem prin a spune, dole, mi-am asumat, pierd, dar mi-a făcut plăcere să vin la mine. E, lucrul ăla, din nou, deja cel care ți-a trecut pentru prima oară pragul poate să-ți promoveze mai departe, pentru că, și n-aș da exemplu, avem Transfăgărășanu, da? Cunoaștem cu toții, și nu numai Transfăgărășanu, Transalpina, Valea Prahovei, Bucovina, Moldova, Maramureșul, și merge acolo și sunt deja localnici, da? Care știu unde mănânc un bulz bun. Îți spune unde să mergi să mănânci. Deci, din gură în gură. Prima provă. Asta nu înseamnă că este suficient. Și aici, ministerul, printr-un program, clar, din păcate este al treilea sau al patrulea an, cred că am prorogat prin lege termenul de implementare și de înființare a Agenției Naționale de Promovare a Marketingului și a Produsului Românesc, care ar trebui să fie în subordinea și
e conform legii în subordinea Ministerului Agriculturii. Din păcate, ea n-a fost bugetată ca să poată să aibă și activitate. E un minus, e un mare minus. Mulți cred că nu poate funcționarul public al statului să-ți facă promovare. Nu, dar creezi mecanismul prin care să o faci. Într-un parteneriat corect cu formele asociative, cu cei care știu ce au, de ce au nevoie, în momentul ăla poți face. Cum sper ca în baza legii să existe suport și anumite programe de sprijin acestor puncte gastronomice prin finanțarea lor într-o formă. Nu-mi doresc ca această activitate să fie doar una, o altă activitate de subzistență. Exist, plătesc impozite la stat și vreau doar să fiu, exist, trebuie să iau niște bani de la stat. Că atunci nu ne atingem obiectivul și scopul. O ultimă întrebare, domnul Scarlat. În cât timp credeți că se vor vedea concret efectele acestei legi pe care dumneavoastră ați promovat-o? Pe care o promovați? Timid, efectele acestei activități se simt, se văd în teritoriu. Și chiar mă bucur că cele 340 și 8 de aproximativ de puncte gastronomice locale desfășoară activitatea și mare parte din ei, discutând cu unii dintre ei, sunt mulțumiți, sunt foarte mulțumiți. Chiar erau un pic sceptici, nu cumva să reușim să venim cu ceva în plus la lege, să-i constrângem, să încercăm să le modificăm, pentru că ei s-au obișnuit și au făcut, nu au fost, cum să spun eu, puncte minus atât de neînțeles de către autorități sau așa. De aceea este nevoie de acest parteneriat și de o oarecare o cursare și o conștientizare a ceea ce înseamnă. Că nu poți să obții, doamne, dacă ouul trebuie să-l țin la anumită temperatură și e valabil 72 de ore, da un exemplu, sau carnea, nu știu, ai maxim 7 zile sau produs, tu să faci exces, dar nu, am congelat-o, am mai produs ceva, iar am congelat-o. Sunt anumite etape, gospodinile mai fac și știm cu toți acasă că se mai întâmplă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să faci o practică și de aceea sunt bune aceste cursuri. Nu, să nu se înțeleagă greșit că nu se fac cursuri, că am avut dezbatere în cadrul meu, în care să spui că, domnule, te învăț eu cum să faci bucatele românești. Nu. E doar despre partea de igienă, de partea de păstrare a produselor, de ordinea produselor în bucătărie, de clar, de un circuit din punct de vedere a igienic al produselor. Pentru că, clar, nu poți să le bagi în frigider, nu știu cum. Trec pentru spălare, dezinfecție. Și eu cred că aici legea de la forma de la Senat este simplă. Este suplă și nu am intrat foarte mult în a modifica ordinul. Clar, am dat anumite atribuții Ministerului Agriculturii, clar, sper că am Ministerul Finanțelor în 45 de zile de la promulgarea legii să vină cu forma de impozitare, astfel încât lucrurile să fie foarte clare și aici și să sperăm că românii noștri vor încerca din ce în ce mai mult să călătorească și să-și petreacă weekendurile, vacanțele, zilele libere la noi în România și să viziteze aceste puncte gastronomice locale.